Bine v-am regăsit, doamnelor și domnilor, la o nouă ediție emisiunii Campus Punctul PI. Vă anunțam de la finalul emisiunii de seara trecută despre surpriza pe care v-am pregătit-o pentru această seară. Este vorba despre o poveste de viață a unei persoane pe care de obicei nu prea ne bucurăm să o vedem, că o vedem în momente grele ale vieții noastre. Noi ne bucurăm de fiecare dată să-l vedem și s-a dovedit chiar a fi prietenul nostru al jurnaliștilor. Este vorba despre domnul doctor Adrian Zoican, șeful UPU Buzău, și de asemenea o să ne povestească în această seară și despre medicina de transplant, dar înainte de a vorbi despre aceste părți, vreau să-l provoc să-mi spună povestea vieții domniei sale, pentru că este una extrem de interesantă, veți vedea. Bună seara, domnule doctor, și bine ați revenit în studioul Campus TV. Salut și bine v-am găsit! Domnul doctor, îi pregătisem de la emisiunea trecută pe telespectatorii mei, le-am spus, am anunțat de fapt emisiunea din această seară, spuneam că vom vorbi despre un alt fel de Adrian Zoican. Dincolo de medicul pe care toată lumea cred că l-a întâlnit cel puțin o dată la unitatea de primiri urgențe, sunteți buzoianul Adrian Zoican și înainte de asta aveți o poveste foarte frumoasă în spate. Vreau să ne spuneți, și nu în câteva cuvinte, vreau să aflu cât mai multe despre drumul dumneavoastră până la medicina de urgență, până la șef UPU Buzău, până la medicina de transplant, care nu-i lucru ușor. Cum a fost drumul ăsta? A fost unul greu? A fost ușor? A fost interesant. A fost interesant, în primul rând. Dar, sincer să vă spun... Eu știu că vă va fi foarte greu să vorbiți. Dar am rămas un pic surprins așa de faptul că mă întrebați pe mine de povestea vieții mele. Nu mi se pare cam așa o poveste foarte lungă și, mă rog, dar mie mi s-a părut interesant așa. Mie mi se pare o poveste de dat exemplu. Da. În sensul că oricare dintre noi ne putem regăsi în povestea dumneavoastră și putem, atunci când considerăm că nu mai putem sau că nu e pentru noi un lucru, să ne agățăm de o astfel de poveste și să spunem că putem, că trebuie să putem. Așa, deci încă o dată vă mulțumesc că m-ați invitat la emisiune, la o emisiune unde nu era foarte clar despre ce să discutăm, dar încă o dată vreau să spun, și nu vreau să fiu interpretat ca falsă modestie sau mie nu mi se pare că sunt așa un om care să apară la televizor să spună povestea vieții, că sunt alți oameni care au viața mai interesantă ca a mea și o poveste și mai interesantă ca a mea și care sunt tăcuți și își fac treaba acolo la locul lor. Doctor, faptul că eu am ajuns invitat, asta nu e un lucru rău și vă mulțumesc pentru asta, pentru că, într-adevăr, eu până la urmă sunt un medic din Spitalul Județean și avem nevoie de medici și dacă o să spun povestea mea, poate o să vină. S-a întâmplat că anul ăsta a fost săptămâna sau zilele porților deschise. Și din păcate, deci au fost două zile când au venit tineri HDN care vor să devină medici, am fost invitat și eu de către conducere, numai că după aceea am aflat că unul din tineri, de fapt o domnișoară, eleva liceului HDU, care își dorea foarte mult să devină medic, și cu mămica care profesează în domeniul sanitar, am aflat că în urma vizitei nu mai vrea să devină medic. Dar nu din cauza mea. Din cauza faptului ce a fost în Spitalul Județean și poate un pic s-a speriat. Dar tocmai asta este, că viața unui medic este un pic așa ruptă și din poveste, pentru că este o altă viață de dincolo de halatul de spital. În momentul în care devii medic, e clar că ai o poveste de spus, pentru că este o meserie elitistă, este o meserie care... Cel puțin din punctul meu de vedere, și nu mă refer la mine neapărat, sau, deci îți asigur un loc în aristocrația societății, da? Deci în comunitatea unde tu trăiești și te ajută să faci lucruri bune. Numai trebuie să ai inclinație pentru lucrul ăsta, pentru că asta nu vine pur și simplu, ci e ca un rezultat a unei munci de zi cu zi, o muncă asiduă, o muncă care prin pasiune te face să rezolvi niște probleme care nu pot fi rezolvate decât
prin cunoștințe și cu multă dragoste. Numai din pasiune poți face medicina, din punctul meu de vedere. Pentru că cei care nu o fac din pasiune, ori renunță, ori ajung medici mediocri, ca să spun așa. Da? Pentru că nu vin, inițial nu vin satisfacțiile materiale, ci vin satisfacțiile sufletești. Și bucurie mai mare ca în momentul când vine un om și îți mulțumește sau vezi că pacientul deja e mai bine, vine într-o stare gravă și pleacă pe picioarele lui și îți mulțumește, nu există. Și asta îți dă puterea să mergi mai departe. Adică aici găsești resursele sufletești și fizice și îți dă puterea și vii și a doua zi la serviciu. Chiar dacă e greu, chiar dacă e mult, chiar dacă nu rezolvi toate problemele care ți le-ai propus, câteodată ajungi acasă și îți mai aduce aminte că nu știu ce s-a mai întâmplat și că mai trebuia rezolvat o problemă și că ai sărit peste nu știu ce aspect. Dar, sincer vă spun că mă bucur că m-ați chemat aici, dar pe de altă parte consider că sunt și alți oameni care, sau sunt alți oameni care ar fi meritat mult mai mult ca să fie puși în ipostaza de a-și povesti viața, pentru că au o viață mult mai interesantă decât a fost viața mea, dar eu nu zic nu, eu sunt dispus să colaborez cu noi și să facem o seară interesantă, ca să mă, în primul rând, pentru buzoieni, da, cei care urmăresc emisiunea, și de ce nu și pentru noi, nu? Să, da, petrecem o seară împreună. O să-i găsim și pe acești oameni. Noi să știți că facem eforturi de a aduce în studio oameni care au ce spune telespectatorilor noștri, indiferent că e vorba de o poveste de viață, indiferent că este vorba despre o experiență trăită și așa mai departe. Vreau să începem povestea din momentul în care v-ați propus să ajungeți ceva în viață. În general, copiii sunt întrebați: ce vrei să te faci când o să te faci mare? La dumneavoastră, care era răspunsul? Eu am făcut parte din generația când toți am vrut să face cosmonauți. Bun. Da. Toți am vrut să face cosmonauți. Nici nu mă întreb de ce. Da. Și dumneavoastră prin asta, nu? Da, numai că mie mi s-a spus din prima: n-ai cum, ești fată. Bun, trebuie să mă reorientez. E uimitor, da. Sunt și fete care se ocupă cu treaba asta. Acum da. Da. Și atunci se ocupau, numai că nu în Estul Sovietic, da, ca zic așa. Corect. Da. Deci, mic fiind, nu ați spus niciodată că ați vrea să fiți medic cândva? Nu, n-am spus asta. Deci mi-a plăcut foarte multe lucruri și să le fac și am observat că fac lucrurile mai bine după ce exersez mai mult. Dar cu medicina a fost o altă poveste, pentru că am avut ocazia să profesez mai multe, în mai multe domenii, nu foarte mult timp, dar știți cum, termin liceul și trebuie să-ți găsești un job, nu? Măcar să nu stai așa degeaba, să câștigi niște bani. Și am testat, am tot tatonat, mi s-a oferit ocazia să fiu și șofer, am lucrat și în brutărie, am fost și panacotar, dacă... Ce înseamnă panacotar? În brutărie pâinea e preparată, se face aluatul, da? Se lasă, se măsoară, da? Se cântărește, se dă o formă, da? La aluat și se așează pâinea care trebuie să crească pe niște scânduri acoperite cu o pânză, așa, să crească. Și ăla este panacot. Așa se numește. Deci scândurile astea de lemn acoperite cu... Așa era pe vremea mea. Deci cum se face pâinea clasică în cuptor, în cuptor care se coace în cuptor. Nu ce se întâmplă. Bun, ați fost și panacotar. Da. Și persoana este un rol foarte important, pentru că trebuie să te miști bine, trebuie să iei scândurile alea care sunt lungi, au 2-3 metri, da, lungime, sunt pline cu foarte multe pâini care sunt crescute și trebuie să îi le duci cocătorului care stă la gura cuptorului și care le ia repede, repede, repede și cu dexteritate foarte mare și le introduce în cuptor și le și așează foarte frumos acolo, pentru că ele trebuie așezate într-o anumită ordine ca să poată să le și scoată, adică în așa fel încât să poată să scoată în ordine inversă. Da, deci cum le introduci, așa, da. Văd că n-ați uitat secretele brutăriei. Da, da, da. Bun. Și trebuie să te miști repede, repede, că e cuptorul cald să nu se răcească.
Asta ar fi o... Măcar din povestea asta, da. Ați făcut vreodată pâine acasă? Da, am făcut, păi, da, am făcut o perioadă, acum nu prea mai am timp. Dar am făcut pâine acasă. Făceam, fie că nu mai cumpăram, că mi s-a părut așa o chestie extraordinară. Să poți să faci tu pâine acasă, cumpăram făină. Bun, deci șofer, da. Brutar, să brutar. Spunem, să nu spunem panacotar. N-am ajuns cocător, adică era belita. Nu oricine ajungea cocător. V-ați fi dorit? Păi bineînțeles, întotdeauna mi-am dorit să fiu cel puțin un etalonul fruntaș, știți cum? N-ați ajuns etalonul fruntaș în brutărie, da. Dar ați ajuns în spital. Bun. Da, și aici e discutabil în spital, dar mulțumesc pentru asta. Eu încă nu mă consider în etalonul fruntaș în spital. În spital am ajuns șef pentru că am rămas singur în primul rând. După aceea s-a confirmat, să zic că a venit o confirmare. Acum chiar, știți, la început spuneam, știți, când mă prezenta șeful de la UPU, mai ales conducerea, când mă prezenta era o problemă, spunea, da, șeful de la UPU. Și eu spuneam, da, șef momentan, mai vedem ce se mai întâmplă. Da. Și acum se vede că a mai trecut vremea așa și poate un pic am confirmat, adică s-au văzut un pic și rezultate, dar să vedem ce urmează mai departe. Așa că... Veți confirma și mai mult. Da. Înțeleg că prima dată ați făcut școala de asistenți medicali. Da, da, da. Am terminat liceul. După ce am terminat liceul, am încercat la facultate și n-am avut succes. N-am avut succes și am stat acasă să învăț ca să intru la facultate, cum era așa pe vremea. Cred că și acum e la fel. Și, din păcate, iarăși n-am avut succes. Deci am ales, cum să vă spun, specialitate un pic așa la limită. Deci am vrut în viață să fac ceea ce îmi place. Da? Și am vrut să fac kinetoterapie. Numai că era o specialitate la început și era o concurență foarte mare, 25 pe loc. Și era o probă eliminatorie unde tot timpul picam. Deci era o probă eliminatorie, plecam cu nota 10 acasă, mă antrenam. Când ajungeam acolo, când să dădeam probele alea eliminatorii, că erau niște probe fizice, eram depunctat, că așa era. Nu făceam, da, așa era, ce să vă spun. Poate nici nu mă antrenam ca lumea, cum să vă zic. Da, poate da, n-a fost să fie. N-a fost să fie, da, păi să știți, cam așa e în viață, că n-a fost să fie. Și după aceea m-am întors și am zis să nu mai pierd un an din viață, că pierdusem deja unul și n-am fost de acord cu chestia asta, n-a fost ceva minunat. Da. Și mi-am propus să fac școala pozițională. Părinții mei au cunoscut-o pe doamna Radu Zoica. Radu Zoica de la maternitate. Asistenta de la maternitate și pe care noi, domnule doctor, echipa de la campus, am filmat-o în ziua în care și-a luat la revedere de la colegele din maternitate. Am filmat tot evenimentul ăla care a fost extrem de emoționant. Da. Iar doamna Zoica a fost alături de mine când l-am adus pe lume pe băiețelul meu. Da. Da, deci un om cu suflet deosebit. Da, da. Și dânsa, chiar m-am sfătuit cu dânsa și mi-a zis, da, bine, ok, chiar o idee bună. Că am zis, zic, hai să fac ceva aici, la Buzău, dacă atunci așa era cu școala pozițională, puteai să te înscrii după facultate, după examen de la facultate. Și zic, să nu mai pierd anul, zic, mă scriu la școala pozițională și mai vedem noi, dar să mă prind undeva într-un sistem de învățământ ca să pot să merg mai departe. Adică tot timpul a fost chestia asta să merg mai departe, să mă perfecționez, să învăț ceva, să devin mai bun, mai, bun, mai bine pregătit și să nu stagnez. Deci, nu, în anul ăla când am fost, n-a fost așa. Adică cum am învățat și atunci o lecție, că știți cum, ești tânăr și vrei să faci, ți se pare că poți să faci foarte multe lucruri și m-am angajat, n-am stat acasă. Poate era bine să fi stat să fi învățat mai mult, știți, dar m-am dus să muncesc, să câștig niște bani, am lucrat într-o firmă de construcții ca salahor, muncitor necalificat, adică făceam practic de toate, pe acolo tot ce era nevoie. Și am muncit, numai că munceam așa 12 ore pe zi și sâmbăta și duminica, știți, așa munceam, că vreau să fac mai mulți bani, așa o perioadă scurtă timp să fac cât mai mulți bani. Și după aceea mi-am dat seama că nu mai pot să învăț. Dacă muncesc foarte mult, nu mai pot să învăț. Și atunci am renunțat la, după vreo 4 luni de zile, am renunțat la asta și m-am început să învăț. Da. Și am intrat la pozițială. Și la pozițială, încetul cu încetul, la pozițială sanitar, în micro 14, și acolo, încetul cu încetul, mi-am dat seama că e o meserie pe care aș vrea să o
practic și care îmi place foarte mult și că am, deci, cum să vă spun, eu sunt așa un om că vreau totul, înțelegi? Adică nu că vreau totul, dar așa și într-o relație merg așa, am, deci ori, așa berbec, eu sunt berbec, știți? Și mă implic așa mult, știți? Și am fost în primul an, când am intrat în spital, mi-a plăcut, m-am dus acolo. Pe ce secție ați lucrat ca asistent? Nu, deci n-am, în anul întâi de pozițial am făcut practică. Bun. Și am fost pe medicală, unde am învățat să fac injecții, ajutam, ceam după amiază cu pacienții la explorări, dar în contratură cu ai mei colegi, pentru că era în fiecare salon câte un coleg și nu era tratament, venea asistenta care era la tratament și intra în salon și acolo tu făceai două injecții. Dar ce să-mi vezi din două injecții? Și așa așteptam să plece colegii și aveam o strategie personală. Și veneam după amiază și plecam dimineața când veneau ei. Și să primea că, bine, instructoarea mea, doamna Maricica, care, e o femeie, care a fost o femeie extraordinară și care, din păcate, nu mai e printre noi, da? Și din păcate spun asta. Dumnezeu să o odihnească. A fost un om extraordinar și chiar mi-am propus să, bine, să o amintesc cât mai des, așa. Deci dânsa știa că eu vin noaptea. Colegii mei nu știau. Înțelegeți că nu aveam interesul să afle, să-mi fure tehnica, știți? Dar ei plecau, erau câte unul în salon, făceau două, trei injecții, dar eu aveam toată secția. Și aveam tratamentul, deci după amiază la 6 se făcea tratament, se mai făcea un pic la 8, la 10, la 12 noapte iar era un tratament serios și după aia la 6 dimineața iar. Tratamentul, deci antibioticul, cum se face în 6, în 6 ori sau cum era atunci la mod așa, și făceam tratamentele astea. Deci eram numai eu, nu mai aveam concurență. Și făceam la tratament ca asistenții să bucură, că a venit băiatul ăla, ei credeau că da, credeau că n-am casă, că n-am părinți, că-s ca social. Da. Păi da, stăteam pe săptămână, făceam două, trei zile. Bine, eu v-am spus, nu neapărat trebuie să fiu ca un model, eu vă zic cum am trăit eu și cum am simțit eu spitalul. Dar am ajuns că eu acum cunosc tot spitalul. Deci eu sunt destul de cunoscut în spital, nu de acum, de când sunt medic, sunt cunoscut de atunci în spital. Și erau medici, deci când eram anul 2, deja doctorul Ionită mi-a propus să mă angajeze pe dializă, doctorul Serafimoviș pe interne, da. Și am mai avut o propunere atunci, cred că pe diabet am mai avut o propunere. Da. Ei credeau că sunt anul 3, că la cât de mult stăteam prin spital, credeau că am terminat de acum, da. Și aveam, deci dobândisem niște, că știți cum, pentru asistenți, meserie brățară de aur, manualitatea, știți? Și trebuie să cunoști niște scheme de tratament ca să poți să vină întâmpinarea medicului. Și mă descurcam destul de bine. Și după aceea, deci în 95, după ce am intrat la pozițială, aveam niște prieteni în Partidul Democrat care tot îmi spunea, hai mă, nu vii tu la partid, că uite, era sediul la Opinia și... hai vină și tu să... Frații Oancea erau, conduceai organizația Tineret și mai aveau un prieten, Vali Dumitru. Nu știu, e bine, poți să dau numele? Da, fără niciun fel de problemă. Așa. Și mă tot chemau, haide mă, vină și tu la partid, că ne ducem la discotecă, intrăm, avem... Zic, nu, că, zic, ok, nicio problemă, dar activitate aveți? Avem activitate, facem, participăm, ne ducem în deplasare la alte organizații, facem... Gata, ok. Și mi s-a părut mie că sună, nu știu cum, Partidul Democrat. Nu știam foarte multe, dar e bine să fii democrat, nu? Corect. Nu? Corect. Și atunci ce poate să fii mai democrat decât Partidul Democrat? Și m-am dus la Partidul Democrat. Bine, erau și amici ăștia mei. Și am început să mă implic. Da, era 95, 96 eram anul 2 la pozițială și v-am zis că deja am făcut un pic de loc pe acolo, eram cunoscut și a început campania electorală în toamnă. În 96, în toamnă, deja era campania electorală. Și așa, acolo am cunoscut pe doctorul Marin, doctorul Drăghici, care era în campanie electorală la Partidul Democrat și m-am implicat un pic. Atunci chiar ne-am țin minte că am fost așa un grup de tineri entuziaști care l-am dat jos pe Iliescu. Acum așa am fost noi. Și așa și am rămas. Adică noi ne-am răspândit. Acum suntem cam în toate partii, în tot spectrul politic. Și, da, în schimb, ne leagă amintirile astea. Da, și aici, în partid, ați dat tot ce era mai bun. Chiar și în campania electorală. Deci, da, să inventase treptat, implicându-mă și acolo,
am ajuns așa un fel de lider al tinerilor, că șeful de echipă, deci directorul de campanie, sau cum zic, șeful de echipă al directorului de campanie al domnului Papuc, era domnul Papuc, Dumnezeu să-l ierte. Deci dânsul avea echipa cea mai mare, era deschis pentru tineri. Și avea echipa cea mai mare cu tineret și avea fete drăguțe așa și noi toți după fetele alea, știți? Noi ne ceam după fetele alea. E vorba despre domnul Papuc? Da, sau domnul deputat Papuc, care a decedat. Domnul Partal? Nu. Papuc. Deci domnul Partal era președintele, da, așa. Și era singurul deputat. Și în campania electorală, deci era la Senat candidat doctorul Marin Petru și cu toată pleiada de medici care îl susțineau. Corect. Pe doctorul Marin. Așa, Dumnezeu, da, e foarte ok. Dumnezeu să-l ocrotească. Să-l să zic așa. Sănătos. Da. Și la deputați era domnul Partal și cu celălalt economiști care îl susținea pe domnul Partal, adică domnul Papuc și tot așa mai departe. Da. Cu Ana Maria Avram. Da, și vă acolo în campanie, în echipa de în piața, în piața politică. Și acolo treptat am ajuns așa un fel de lider, că eu eram mai energic așa, mă implicam și erau mulți tineri pe care ei nu-i cunoșteau și nici nu știau cum îi cheamă, păi, dar noi eram vreo 100. Și din aia 100 selectam 50. Și ne suiam într-un autocar sau făceam caravane, cum să nu o să mai poartă. Dar eram caravane și cu stegulețe stilul american. De lege. Păi și pe domnul Boșcodeală, cine, nu tot noi? N-am fost tot așa cu ea, ole, Boșcodeală, primărie, USD. Da. Ați ajuns în anul 3 la post liceală, da? Da. Așa, și am ajuns, dacă dăm de via cu politică. Da. Și ați terminat și v-ați angajat în Spitalul Județean. Da, m-am angajat în Spitalul Județean pe secția reanimare. O secție foarte grea. Da, dar eu eram, mâncasem pâine pe acolo, v-am spus că nu eram chiar străin. Și am început să lucrez acolo, am profesat 3 luni, după care mi-am dat seama că mă atrage mai mult urgență, să deschisese și secția de urgență, tot în 98. Și eu când plecam de la serviciu după reanimare, m-a uitat Dumnezeu până urgență pe acolo, stăteam pe acolo, că îmi plăcea urgența, știți, că mă uitam și la televizor, erau reality show-urile alea și arătau imagini după... În ce an se întâmpla asta? În 98. În 98, da. Da, 98, toamna, iarna. Și îi ajutam. Și au văzut că vin și stau pe acolo, mă întreabă asistenta șefă, care tot căuta băieți așa. Și spune, zice, asistent medical. Și îmi spune, nu vrei să vii la noi? Eu mă gândeam și zic, nu prea... Adică mie îmi plăcea așa ca voluntar să mă duc la urgență. Îmi plăcea și pe reanimare, dar parcă așa ca... Adică mi-ar plăcut să lucrez pe reanimare, unde mi se prea provocator și foarte interesant și foarte greu și foarte așa solicitant, dar era interesant și la urgență, că acolo când vine urgența aia, mai și e repede, trebuie să faci aia și trebuie să te prinzi ce ești, și mi se părea așa o chestie extraordinară, cum îi luam repede și era secția nouă făcută de belgieni, că la belgieni au făcut secția și erau primii care aveau uniforme verzi, costume chirurgicale, nu era în spital, nu aveai voie, deci numai urgența avea costumele alea verzi așa, era un verde frumos și numai, adică era ceva nou și acolo erau mulți, au venit mulți care s-au oferit să vină la urgență și erau mulți tineri. Deci media de vârstă era a asistenților era de 25 de ani și veneau, erau reanimatori, era doctorul Marin cu doctor Ioniță, cu doctor Tomescu, erau și mai tineri și aplicau tot felul de tehnici așa de reanimare și mi se părea așa foarte interesant. Da. Și după aceea m-am mutat. Mi-a zis, hai, nu vrei să vii la urgență? Da, vreau. Ok. Dar nu o să supere domnul doctor Marin. Mă duc eu, era Lumița Turcu. Mă duc eu și vorbesc și s-a dus și gata, m-am mutat. Cât ați lucrat ca asistent pe urgență? Deci am lucrat... eu practic am lucrat vreo 3 ani în urgență. 3 ani. Da. Numai că am făcut și armata. Am făcut un an și de armată. M-a trimis mama în armată, ca să zic așa. Da. Tot veneau, cum veneau atunci, era armata obligatorie. Ordinele. Și veneau ordinele, da, dar eu vreau să mă la facultate, că eu vreau să fac facultate, că vreau să termin facultate, nu vreau să rămân așa. Deci se împletește, totul se împletește în viață. Cum să vă spun, când am fost în politică implicat în campanie, de nu s-a terminat acolo povestea. Povestea continua și după. Și noi am câștigat alegerile atunci.
Dumneavoastră încercați să o dați partea cu medicina, eu vă zic un pic că să-mi plătești. De ce? Nu, vă spun și de ce. Ce s-a întâmplat? Am ajuns președintele organizației Tineret. Da. Și s-a inventat un nou cuvânt în limba română. Zoicăneală. Știți? Am era înțeles. Mai autoritar așa. Știți? Și a spus și că, măi, iar a început ăsta să zoicănească. Da. Și așa, glumind, mai glumă, mai serios, am ajuns președintele organizației Tineret și... toți tinerii care erau, deci atunci cum era? Deci până atunci fusese FSN-ul, FDSN-ul, PDSR-ul... Alte formațiuni, da. Nu, PDSR-ul. Deci ei fuseseră oamenii lui Iliescu, da, ca să zic așa. Că așa a fost, dânsul era liderul, așa, absolut, pe care noi l-am lăturat. Deci am reușit să-l dăm jos, l-am pus pe, deci l-am promovat pe domnul Constantinescu și am câștigat alegerile. Și să tot, adică, cum să vă spun, la un moment dat, eu eram președintele organizației Tineret, eram la Tineret, eram și în biroul permanent județean ca și președinte al Tineretului, participam la tot felul, la era o efervescență, erau toți primarii, erau toți, veneau, partidul, nu știu ce, ne implicăm, ne ducem, facem organizații. Organizația de la Zărnești era foarte puternică, ce organizație aveam la Pătărlage, la Nehoiu, o nebunie de asta, era frumos, era așa, da. Numai că eu eram doar un asistent medical, cum să vă zic, știți? Adică și erau așa o gașcă de studenți cu mănăilă, dacă vi-l mai pe mălai. Nu, nu, din păcate, nu perioada pe asta nu. Perioada, da, eu am terminat liceul în 2000. Modreanu Radu. Modreanu Radu. Nu știți pe Modreanu Radu? Ba da, îmi spune ceva numele. Ceva. Îmi spune mie ceva așa. Numele, dar... Înțelegeți? Deci era așa o gașcă, dar erau studenții organizației tinere. Deci erau unii care erau studenți organizației tinere și care erau cât de cât promovași că erau viitorul, ca să zic așa. Iar dumneavoastră erați doar un asistent. Și noi eram, noi ceilalți, plebea, ca să zic așa și cu mine, care noi făceam toată treaba, dar la un moment dat, știți cum, eram așa un pic mai într-o parte, că noi nu eram chiar viitorul, ce putea să facă un asistent sau un distribuitor sau un... Ce, erau băieții aia care de fapt făcuse pălmașii, care făcuse munca aia de jos. Și care din păcate, treptat au dispărut. Și a rămas, da. Adică văzând lucrurile astea odată și a doua și setea mea de a evolua, înțelegeți? Mi-am dat seama și ca asistent medical, cum să vă spun, chiar și cel mai bun asistent medical regretă că nu e medic. Deci asta, de fapt, este cea mai mare problemă a unui asistent medical. Că, nu a, că cunoaște atât de multe și poate să facă atât de multe, încât regretă că nu a ajuns medic. Din păcate. Luăm o scurtă pauză publicitară, vă întrerup. O să aflăm îndată cum s-a hotărât domnul doctor. Deci cam ăsta e drumul, practic. Cum s-a hotărât domnul doctor să ajungă... Domnul doctor actual să ajungă din postura de asistent în cea de medic, dar după o scurtă pauză publicitară. Eu...